Este prea mult dacă spun că de fiecare dată când am harul să predau sau să, să ascult cuvântul lui Dumnezeu, mi se umple sufletul de o bucurie uh, aproape nestăvilită pentru că totdeauna aștept de la Dumnezeu ceva proaspăt, ceva viu, ceva nou, ceva uh, dincolo de tot ce am știut până atunci. Și dacă există cu adevărat un învățător care aduce cu sine creștere în cunoștință și în har, acesta este Duhul Sfânt și pentru El ne rugăm noi în clipa aceasta lui Dumnezeu ca El să ne fie dat și să ne călăuzească în acest adevăr. Tată, îți mulțumim pentru făgăduință, credem din toată inima că Tu vei împlini prin acest cuvânt al Tău pe care L-ai dat călăuzirea noastră în acest studiu împreună. Rămână harătă peste noi prin Domnul Isus. Amin. Ce să înțelegem în momentul în care bunul Dumnezeu spune să nu mai păcătuiești? Luăm, o să luăm doar două instanțe. Una cea din Ioan 5 cu 14, omul de la scăldătoarea Betesda care a petrecut acolo 38 de ani sau e posibil că avea vârsta aceasta. Și vom lua al doilea caz din Ioan 8 cu 11, femeia care a fost adusă înaintea lui. Ambilor li s-a spus să nu mai păcătuiești să nu mai, ceea ce înseamnă că până atunci a păcătuit, să nu mai păcătuiești. Omului de la scăldătoare i s-a spus de acum să nu mai păcătuiești, de acum să nu mai păcătuiești. Iar femeii i s-a spus nu ești o nu te o sândesc. Du-te, adică ești liberă, mergi, trăiește, dar să nu mai păcătuiești. Și când auzim expresia aceasta, ne gândim că li se spune să nu mai faci ce ai făcut. Primul gând zboară aici și dacă am luat un interviu la multă lume, ei toți ne-a spune acest lucru, să nu mai faci ce ai făcut. Nu mai face ce ai făcut. Am văzut o mamă foarte în vârstă care se ruga de băiatul ei, care de acum era un om în vârstă și dumnealui, complet ruinat de alcool, se ruga de el, nu mai bea, hotărăște-te și nu mai bea, să nu mai faci ce ai făcut. S-a rugat de el 50-60 de ani mai mult, dar lucrul acesta a continuat să se repete. Cu acest fel de gândire în minte, să nu mai faci ce ai făcut, avem toate șansele să cădem a doua oră și până la urma șaptea oară. De unde vine problema? Tocmai de la înțelegerea acestui cuvânt, să nu mai păcătuiești. În lumina cuvântului Dumnezeu astăzi vom primi această frumoasă descoperire. Pentru mine a fost aer proaspăt, mi-a dat viață, m-a făcut să mi-a pulsat sufletul altfel în clipa când am înțeles acest lucru și vă mărturizez de-abia aștept să îl învățăm împreună. În lumina cuvântului lui Dumnezeu, expresia să nu mai păcătuiești nu înseamnă ce înseamnă pentru noi. Pentru noi înseamnă să nu mai faci ceea ce este legalism, este prin fapte, este un eșec, este o cădere în sine pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu înseamnă să nu mai crezi ce ai crezut despre acest lucru sau despre ce a zis Dumnezeu cu privire la acest lucru avem această tendință firească, pământească, de a pierde din vedere cel din tâi pas, de a pierde din vedere rădăcina sau izvorul problemei și de a încerca să rezolvăm simptomele sau să tăiem frunzele. Pierzând din vedere primul pas, este deja un start foarte, foarte greu de, 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 care lasă puține speranțe în viața noastră. Nu gata, sunt hotărâri, nu mai zic, nu mai fac, nu mai. Ce s-a întâmplat? Nu, se întâmplă nimic. Cade a, a, a treia, a patra, a cincea, a șaptea oară omul. Păcatul acestor oameni nu a constat în faptul că au făcut ce au făcut. Nici nu se putea altfel. Ci în faptul că el, omul ăsta de la scălzătoare, a crezut că poate să facă răul despre care a vorbit Dumnezeu să nu faci lucrul ăsta, poate să-l facă și nu se întâmplă nimic. Aceasta este esența înșelăciunii. Nu au crezut așa primii noștri părinți. A fost un lucru care a apărut evident din atitudinea lor inițială, s-a uitat la ce a zis Dumnezeu despre un lucru și ce au văzut ei nu corespundea. Și așa că rămâne ce vedem noi, nu ce a zis Dumnezeu. Nu, Dumnezeu a spus, uite, vei trăi dacă nu treci frontiera aceasta. Este o frontieră, este o binecuvântare mare care îți arată ție, numită pomul cunoștinței, îți arată ție până unde ține lumea vieții. De aici încolo este lumea morții. Dacă vei trece de hotarul acesta, niciodată nu vei mai fi cel care ai fost înainte de a trece. Cel care a fost înainte a murit în clipa în care ai trecut. Este ceva fără întoarcere, pur și simplu. Este uh, uh, cu salvare, cu mântuire, cu rezolvarea problemei, dar niciodată nu mai este ce a fost înainte de a fi acest lucru. Vei muri. Aceasta înseamnă expresia. Vei muri. Tu cel care ești înainte de a face lucrul acesta. Oamenii, omul acesta a ajuns în această situație pentru că el nu a crezut pe Dumnezeu, pe Cuvânt. Nu scrie în Biblie în ce consta păcatul lui. Care este acel păcat? Nu, nu există păcate. Unul dintre păcate, să vedem care a fi fost acesta. Nu, nu există păcate. Există un singur păcat, după cum este scris în Biblie, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Lumea are un păcat, un singur păcat. Și vom învăța lucrul acesta nu din mintea legalistă sau despărțită de Dumnezeu a omului îndreptățit prin faptele lui, care este de fapt un om căzut, ci vom învăța lucrul acesta, definiția păcatului, de la însuși Domnul nostru Isus Hristos, așa cum ne este raportat în Evanghelie. A păcătui nu înseamnă a face ceva ci înseamnă a nu crede pe Dumnezeu cu privire la lucrul acesta. Ion 16,8 Când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Și în ce constă păcatul? Versetul 9 În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Despre primii noștri părinți se spune că au mâncat din fructul acesta a fost păcat. Nu, păcatul se comisese deja. Ce trebuie înțeles? Păcatul are două manifestări. Una invizibilă, aceea e realitatea, ce nu se vede, acela e adevărul, a spus Pavel, și alta vizibilă. Ca și icebergul, are o parte sub apă nevăzută și are o parte deasupra apei care este văzută. Partea deasupra apei este o fracțiune din ceea ce este sub apă. Atunci, în momentul în care Dumnezeu a spus despre un lucru, în ziua aceea vei muri negreșit când mănânci din pomul acesta, iar tu refuz să crezi lucrul ăsta. Eu nu cred că voi muri negreșit, eu nu că Mie, eu cred că este de dorit să-ți dea înțelepciune, să te facă, să te ridice pe o treaptă superioară. Eu cred altceva. Bine, e ceea ce crește, este părerea ta, imaginația ta despre acest lucru, dar Dumnezeu este adevărul întrupat. El a spus aceasta. Și atunci, o, o, eu ca om, opun adevărului și definiției lui Dumnezeu, opun părerea mea despre un anume lucru. Unde duce lucrul acesta? Este, așa cum spuneam, manifestarea. Uh, vizibilă a ceea ce este invizibil. Invizibil, păcatul invizibil este a nu-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. În momentul când s-a comis acest păcat invizibil, a nu crede. Eu nu cred că e adevărat lucrul ăsta, nu cred că e bine așa, eu nu cred că se întâmplă aceasta. Uite, eu am mâncat și nu mi s-a întâmplat nimic și i-a dat și cele de lângă el și așa mai departe. Eu nu cred aceasta. Uite evidența, uite dovada, uite demonstrația. În momentul când ce păcatul nevăzut s-a comis deja, atunci cel văzut este pur și simplu o urmare naturală, e o problemă doar de timp, de clipe. Acest lucru l-a exprimat așa de clar Mântuitorul nostru când a spus a călca porunca a șaptea nu înseamnă a avea sex cu cineva, ci înseamnă a gândi în mintea ta, a reacționa într-un cadru de felul acesta, într-un anume fel dacă vede cineva și gândește așa ceva, asta e partea nevăzută a păcatului, urmează partea, partea văzută sau, sau chiar dacă nu va fi niciodată partea văzută, a și desfrâna sau prea curvit în mintea lui, în sufletul lui. Deci Mântuitorul a făcut distinția aceasta clară între păcatul nevăzut și păcatul văzut. Dacă cineva urăște pe fratele său, l-a ucis, e criminal, este în lista criminalilor. Bine, aură nu, nu se vede, este partea nevăzută a păcatului. Crima este partea văzută. De aceea, fiecare dintre noi suntem chemați de Bunul Dumnezeu să fim străjeri credincioși asupra ceea ce se întâmplă în mintea și în sufletul nostru. Când Domnul i-a spus să nu mai păcătuiești, el i-a spus următoarele cuvinte. Să nu te mai îndoiești niciodată de ceea ce a spus Dumnezeu cu privire la acest păcat. Nu fi ca acel câine pe care l-am văzut eu la uh, Crestwood Academy, unde am avut o săptămână de rugăciuni cu studenții. Uh, acel câine a mers de nenumărate ori în pădure să se joace cu porcupine, pain, cu niște arici, cu țepi care sunt acolo și l-au lovit peste față și i-au umplut capul de țepi. Puteți să, vă, să găsiți în internet pe aceasta. I-au capul de țepuși de acestea. A fost uh, plătit, vindecat de doctor, a zăcut uh, câtva timp, s-a refăcut. Imediat cum s-a refăcut, s-a dus iar în pădure, crezând că, nu se, că este joacă. El a rămas uh, mai departe fixat pe ce credea el despre acest lucru, dar uh, realitatea era cu totul alta. Nu, noi suntem oameni care suntem chemați să învățăm de la necuvântătoare și ce să facem și ce să nu facem în anumite situații. Nu fiți ca unul dintre acestea îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Adică, ai respectul și ai încredere în Dumnezeu că în cuvântul lui este și rămâne și pentru totdeauna rămâne adevărul, acesta e adevărul. Când i-a spus, du-te și să nu mai păcătuiești, i-a spus, de fapt, niciodată să nu, mai, să nu te îndoiești de ce a spus Dumnezeu despre acest păcat, și niciodată să nu crezi mintea ta, sau gândul tău, sau cultura veacului tău, sau moda din vremea ta, împotriva Revelației lui Dumnezeu. Se va dovedi că în final rămâne un singur lucru și acesta e adevărul pe care l-a spus Dumnezeu. Așa au văzut părinții noștri n-ar dori Dumnezeu să ajungem niciodată aici, ci El ar dori să-L luăm pe cuvânt. Sfânta Scriptură este o carte preventivă. Prima lucrare a Duhului Sfânt nu este și a lui Dumnezeu, nu este mântuirea, nu este salvarea, nu este scăparea, nu este iertarea. Prima lucrare a lui Dumnezeu în viața noastră este prevenirea. Îți scriu asta ca să nu se întâmple așa ceva. Acum, dacă s-a întâmplat, deci ai văzut cu ochii că lucrul pe care l-a spus Dumnezeu despre acest păcat a fost adevărat. N-ai crezut în adevăr, dar ai trăit acest lucru. Acum, de acum, îi spune Mântuitorul omului, acestea 38 de ani acolo, de acum să nu mai păcătuiești. De ce? Nu numai că ți se va întâmpla ce ți s-a întâmplat, aceasta este legea păcatului și a morții, care va continua să funcționeze, dar se va întâmpla o agravare a situației, ți se va întâmpla ceva și mai rău decât aceasta. De ce și mai rău? Cartea lui Iov ne spune că Duhul lui Dumnezeu apelează la sufletul nostru odată și de două ori și de trei ori, și apoi tace. Și ni se spune că de fiecare dată încercarea este mai amară decât a fost precedent, fiindcă ea este însoțită și de regreturi. Uite, mă frate, și am știut și mi-am venit în minte, m-am gândit, am pățit-o eu, știam eu că asta se întâmplă și uite că m-am pomenit iarăși, am ajuns iarăși aici. Iubitii mei, nu contează cât timp a trecut, atâta timp cât noi nu-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, ne va prinde bătrânețea comițând păcatul pe care l-am comis în tinerețea noastră. Comițând un păcat despre care spunem, mă voi opri, mă las, mă jur, nu mai fac lucrurile acesta, vom spune aceasta și imediat suntem cu ochii pe clanța ușii să ieșim să comitem păcatul acesta. De ce? Nu s-a rezolvat principala problemă, noi încă noi continuăm să credem că acest lucru este. Bun sau bine. Păcatul nu se comite atunci când ieșim pe ușă să facem lucrul acesta, ci atunci când refuzăm să-l credem pe Dumnezeu cu privire la acest lucru. Acolo, în inima lor, au căzut, scrie scriptura. Acolo s-a produs scăderea. Și, lângă efectul păcatului care vine în viața noastră, se adaugă povara grozavă a vinovăției noastre, așa cum i-a spus Daniel lui Belșațar. Uite, Dumnezeu ți-a dat ție o carte deschisă, viața Părintelui tău. Tu ai văzut ce s-a întâmplat cu el, tu ai văzut unde ajunge un om care nu-l crede pe Dumnezeu pe cuvânt. I s-a spus tot ce se va întâmpla, dar el n-a crezut. Și mai mulți oameni spun că păcatul lui Nebucadnezar a constat în faptul că s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și să vezi ce să fac eu dacă îndrăznești. Nu e, nu e. Dumnezeu nu este copilul acesta care, care se mânie din așa ceva. Păcatul lui Nebucadnezar nu a constat în faptul că a zis acesta e Babilonul care l-am construit eu sau uh, s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu sau. Păcatul lui Faraon n a fost în faptul că a zis cine e Dumnezeu să asculte, ci în faptul că a refuzat să creadă lucrul acesta. El a refuzat. Lui s-a spus ce se va întâmpla și faraonului s-a spus despre plăgi și lui Nebucamețar s-a spus despre urmarea consecința unei astfel, de, unei astfel de curs. Problema lor și înfrângerea lor și a noastră a tuturor a constat în faptul că ei au refuzat să creadă așa ceva. Eu nu cred treaba aceasta. Nu o să va întâmpla așa ceva. Niciodată. sunt năluci, a spus faraon. Nu se întâmplă. Bine, dar ai pățit-o odată, ai pățit de două ori, ai pățit de nouă ori, ești gata să o pățești a zecea oară. Ce se întâmplă, frate? Nu, nu, nu există. Nu se va întâmpla așa ceva. De poate să deschidă Dumnezeu zăgazuri în cer. Nu se întâmplă lucrul acesta. Degeaba scrie în Iremia. Noi o să urmăm gândurile noastre, planurile noastre, căile noastre. Și s-a întâmplat. Să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Și în adevăr, a zecea plagă a fost mult mai cumplită decât toate celelalte la un loc. Iubiți mei, lupta adevărată a sufletului nostru nu este cu a face sau a nu face un lucru sau alt lucru. Adevărata noastră luptă este de a-L crede sau a nu-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Acela care l-a crezut pe cuvânt pe Dumnezeu a biruit în clipa în care a crezut. În clipa aceea, Duhul Sfânt a așezat nevăzută pe fruntea lui cu luna biruitorului. De acum mă așteaptă cu luna aceasta, spune Pavel. Nu e văzută cu ochi omenesc. În clipa în care a crezut lucrul acesta. Nu este aceasta definiția pe care o dă Dumnezeu credinței atunci când cheamă pe Abraham, ieși din casa tatălui tău și îl scoate afară într-o noapte, îi arată cerul, vede cerul plin de stele și el care era un tată fără copii, adică fără viitor, fără moștenire, acestui tată Dumnezeu arată cerul plin de stele, zice uite-te la cer, poți să numeri? Nu, așa va fi sămânța ta. Biblia scrie în termen termeni cutremurători, Abraham a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta i s-a socotit ca neprihănire, este în Genesa, capitolul 15. Vă rog, luați acest capitol împreună cu mine. Eu îl citesc de multe ori plângând, mă zguduie, îmi zguduie întreaga mea ființă. Când văd cât de aproape, cât de ușor putem să alunecăm într-o parte sau în alta, cât de ușor este să urmezi și să asculți glasul lui Dumnezeu și cât de ușor este să cazi, să te împotrivești. Dar Biblia arată clar, Abraham a crezut pe Dumnezeu când i-a spus, uite, așa va fi. Nu era niciun fel de evidență, nu era niciun fel de... Uite, așa va fi, a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta i s-a socotit ca neprihanire. Aceasta este. Când a crezut pe Dumnezeu, în clipa în care a crezut, mai târziu rea Pavel și spune, nu era nici tăiat împrejur, nu avea nici pe Isaac, nu se întâmplase nimic. Doar un singur cuvânt al lui Dumnezeu a fost spus, el l-a crezut din suflet și lucrul acesta a însemnat biruința de plină a credinței. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Nu știu ce să zic despre omul acesta. Dacă o fi fost cu minte după treaba aceasta, după 38 de ani de experiență de felul ăsta, o fi învățat ceva, Suferința noastră este un capital extraordinar dacă învățăm din ea. Dacă nu învățăm, este o pierdere ce nu se poate, nu se poate măsura. Atunci, versetul 15 ne șochează puțin. Iudeii erau un răz deja împotriva Domnului Isus Hristos pentru că i-a spus să ia patul în ziua Sabatului și să plece că era o, o cergă pe care dormea el acolo. I s-a spus să facă lucrul ăsta și ei erau înrăiți la moarte și aveau pumnalul în mână să omoare și pe Dumnezeu dacă va călca sabatul, după părerea lor, cum trebuie ținut sabatul, după părerea lor, dacă va călca într-un fel sau altul, tradiția lor de a ține sabatul, va omor, vor omorâ chiar pe Dumnezeu. În dat, unul dintre motivele hotărârii lor de a lua viața Domnului Isus Hristos, lui nu i s-a viața, el a dat-o, Altceva. Dar unul din motivele lor de a face lucrul acesta a fost numai faptul că, că, el nu ținea sabatul așa cum dictau ei. Și omul acesta a văzut și a simțit și a știut spiritul lor. A simțit înrăirea lor împotriva lui Isus și totuși după ce Mântuitorul a stat de vorbă cu el în templu, mie mi-apare în versetul 15 că s-a înrăit puțin. Sigur că în momentul când ești tratat, doare într-un fel sau altul, dar această durere este spre Este spre îndepărtarea durerii, o durere împotriva durerii. În versetul 15 din Ioan 5 spune omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Isus era acela care a făcut-se sănătos. Cine te-a făcut sănătos? L-au întrebat ei. Nu știu cine, nu-l nu cunosc. Dar, dar el e cel care mi-a spus ia-ți patul și umblă. Nu e de la Dumnezeu că nu ține sabatul cum zicem noi. Dacă nu ține înseamnă, rest, nu ne interesează și dacă ar învia din morți, și dacă ar învia morții, și dacă ar veni pe norii cerului, nu ne interesează nimic dacă nu ține bată așa cum am spus noi. Omul acela nu scrie despre el, s-a dus și n-a mai păcătuit așa cum i s-a spus, ci s-a dus și a spus ideilor că Iisus este acela care a făcut sănătos. Acum se poate să fi spus dintr-un motiv bun. Poate, poate credeți și voi, a spus orbul din naștere și voi, l-au blestemat, l-au exclus din adunare pentru treaba aceasta. Nu știm motivul lui. Ce știm sigur este că Mântuitorul îi spunea în cuvinte foarte clare, așa cum ne spune și nouă cu această ocazie. Să nu mai crezi niciodată despre păcatul tău, ce ai crezut înainte, ci să-l crezi pe Dumnezeu pe cuvânt în ceea ce a spus el cu privire la păcatul tău, fiindcă păcatul nu este a face, ci a refuza să crezi pe Dumnezeu cu privire la un lucru sau altul. Din clipa aceea, păcatul s-a comis. Refuzul de a crede pe Dumnezeu pe Cuvânt este, de fapt, lepădarea lui Dumnezeu. Este, de fapt, împotrivire față de Duhul Sfânt în clipa aceea. Refuzul de a crede ce a spus El cu privire la păcat poetul Vasile Militaru vorbea despre oamenii aceștia care nu cred. Și îi întreba așa, zice, e vreo minte luminată, dacă electricitatea, spunea el, niciodată nu se vede, e vreo minte luminată în puterea a nu crede. Băi, uite un cablu aici cu 24.000 de volți, dar e, acel, aia, la fel cu celălalt. Mă ui și nu e nicio diferență. Evidența, dovada este că ele sunt la fel. Și unul nu crede lucrul acesta și nici nu are ocazia să creadă. De aceea întreabă el acolo, e vreo minte luminată să nu, a nu crede? E vreo minte luminată care să refuze să-L creadă pe Dumnezeu fără să plătească prețul necredinței? Noi nu plătim prețul păcatului, ci prețul refuzului de a crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Vedeați ca nimeni dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de viul Dumnezeu. Și aici sunt tot așa, două lucruri, partea invizibilă, nevăzută și partea văzută a acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Partea nevăzută este a primi sau a refuza o inimă nouă bună, binecuvântată de Dumnezeu, dăruită de Dumnezeu. Vă voi da o inimă nouă. În fața acestei făgăduinți, noi fie vom crede pe Dumnezeu pe cuvânt, fie nu-L vom crede pe cuvânt, și fie vom primi, dacă îl vom crede, vom primi darul și dacă nu-L vom crede, îl vom respinge. Partea nevăzută. Partea văzută este imediat manifestarea în viața noastră și cineva spune, zice, omul acesta are deja o inimă nouă, s-a văzut schimbarea, se vede urma pașelor, se vede că a umblat cu Isus, se vede că s-a întâmplat ceva. Să nu aibă nimeni o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de viul Dumnezeu. Inima aceasta rea și necredincioasă nu vine din senin. Ea vine din refuzul nostru de a crede că Dumnezeu ne dă o inimă nouă. Ne-am născut cu toții cu o inimă rea și necredincioasă. E cineva care s-a născut cu altfel de inimă? Nu este cunoscut deocamdată. Biblia spune niciunul, niciunul măcar nu s-a născut cu altfel de inimă. Dar nouă tuturor ne este dată această sfântă posibilitate de a primi această inimă bună și credincioasă pe care ne-o dă Dumnezeu. Vă voi da o inimă nouă. Iisus îi spune lui Nicodem, aceasta se numește uh, o inimă nouă, se numește naștere din nou. Așa că lucru care ne desparte pe noi de Dumnezeu nu este ce facem e târziu atunci deja. Ci dacă îl credem sau nu îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, acolo deja se produce lucrul acesta. Unul zice, bine, bine, dar eu aștept niște evidențe, după aceea voi crede. Bine, dacă în mod sincer se întâmplă așa ceva, Domnul te va întâlni în camera acolo împreună cu ucenicii, își va spune vină încoace și pune mâna aici, ca așa ai spus, nu cred decât dacă pun mâna aici. Toma a pus mâna cu asta lui și a declarat clar Domnul meu și Dumnezeul meu. Adică s-a pocăit pe loc, a crezut. Și Mântuitorul îi spune, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei care m-au luat pe cuvânt, care mă cred pe cuvânt, de cei care nu m-au văzut și au crezut. Iubiți mei, la aceasta suntem chemați, la aceasta să ne ajute Dumnezeu. Doamne, te rugăm în adâncul sufletului nostru, dă-ne darul acestui fel de credință, care să te creadă pe cuvânt, atât cu privire la bine, cât și cu privire la rău. Ajută, Doamne, ca niciodată să nu ne abatem de la încrederea noastră în Tine, cu privire la ceea ce ne-ai descoperit în cuvântul Tău și prin Duhul Tău, în viața întreagă, de felul cum Te-ai manifestat față de noi. Ajută-ne, Doamne, să nu ne îndoim niciodată de Tine. Rămână harul Tău peste noi și peste cel care a căzut și continuă să cadă. Ridică-l din nou, Doamne, cum ai spus în cuvântul tău, și așează picioarele pe stânca pe care nu poate, nu poate să o ajungă singur. Aceasta e rugăciunea noastră pentru noi toți, în numele Domnului Isus Hristos. Amin!